Nemulțumirile au apărut încă de la începutul întâlnirii, care ar fi trebuit să fie una de bun augur pentru toată lumea. De la Casa Tineretului au lipsit tocmai reprezentanții asociațiilor cu cele mai mari probleme. 30 de asociații la discuția de astăzi lipsesc. Pe românește să le fie rușine. Să le fie rușine și să nu calce pe la ușa primăriei. Dacă au probleme. S-a trecut la discutarea problemelor, cele mai multe legate de facturile la energia termică. Aceste penalități sunt introduse în soldul de datorie pentru energie termică. Asociația plătește energie termică, iar dânsii la rar opresc în contul acestor penalități. În cele din urmă s-a ajuns la un consens ca toată lumea să aibă o iarnă liniștită. Este un pact social pe care l-am propus celor cu datorii mari, este un pact social pe care l-am discutat și cu domnul senator Stănișoară și este un pact social pe care sperăm să-l ducem la bun sfârșit, în sensul că și asociațiile să nu rămână fără aceste servicii și asociațiile să înțeleagă că ușor, ușor, trebuie să plătească din datorii eșalonate. Soluția edilului șef a fost acceptată cu jumătate de gură de furnizorii de servicii și asta din cauza datoriilor foarte mari pe care le au de recuperat de la locuitorii din Drobeta, Turnu Severin. Problema e destul de complicată pentru că sunt și la rândul nostru sunt foarte multe plăți de efectuat la furnizare, începând cu combustibil și cea mai departe, piese de schimb, materiale. E tot mai dificil să te descurci. E destul de complicat. Noi de asta am încercat să aducem la discuție aceste asociații, în special cu datorile foarte mari și vechi. Este o înțelegere destul de grea pentru noi, pentru că, după cum ați văzut, de mâine vom relua serviciile, sumele rămân, dar cred că asociații de proprietari vor găsi înțelegere. Societatea de termoficare are de recuperat de la asociațiile din Drobeta, Turnu Severin 17 milioane de lei, iar cea de colectare a gunoiului 300 de mii de lei.